când la confesiuni a acceptat invitația noastră un romancier, un publicist și dramaturg care face parte din istoria culturii române. A fost 23 de ani directorul teatrelor Mic și Foarte Mic, apoi 3 ani directorul Teatrului Național din București. Mulți ani înainte de 89, când spuneai niște țăran, spuneai domnul Dinu Săraru. Bună ziua și bine ați venit! Română, e adevărat, e o carte care mi-a mâncat și numele și m-a trimis în folclor. Și de fiecare dată când sunteți întrebat dacă puteți alege un roman, nu știți dacă să răspundeți Dinu Săraru, care practic v-a ales el pe dumneavoastră, romanul acesta, sau altele dintre cele pe care le-ați scris. E adevărat că a fost cartea pe care o iubesc și acum, ca pe o rugăciune, pentru că am și scris-o și cu o disperare extraordinară și cu o patimă extraordinară, așa că cum aș fi scris Prohodul în Viderea Mare. Și probabil datorită patimii cu care ați scris-o și veridicității cu care ați pus în pagină viața țăranului român, a rămas și atât de marcantă, o carte care, despre care se vorbește până la urmă tot timpul, nu? Așa este, dar trebuie să vă spun că această carte în întregimea ei a fost scris în timp ce eu eram, ce sunteți dumneavoastră astăzi, un lucrător împătimit al televiziunii și mă spuneam la 3 noapte acasă ca să termin de scris pagina pe care scriam în ziua respectivă până la 7, când plecam la televiziune, de unde mă întorgeam la 12 noaptea, cum cred că știți. Ați scris și în publicațiile televiziunii naționale. Da, da, și așa am scris cartea, fiind slujbaș al televiziunii. Apropo de slujbaș al televiziunii, poate puțin știu că numele dumneavoastră este legat și de cel al Cerbului de Aur. Da, e adevărat. Am fost de la început în echipa care a făcut Cerbul de Aur. Ofițer de presă, da, al Cerbului de Aur. Am comitetul de organizare și ofițer, acum se spune ofițer de presă. Nu, care... atunci se spunea ofițer de presă, acum se spune PR. A, PR. Și atunci era cel care se ocupa de întâlnirile vedetelor cu ziariștii. Uh-huh. Și împreună cu Tudor Vornicu vegheam în fiecare seară începutul serilor, decor, costume, pregătire, sunet, în sfârșit tot. Dar trebuie să vă spun cum a început într-un vulcan de nervi, într-o explozie de patim, într-o tulburare. Era cumplit și la un moment dat mai aveam vreo 4 sau 5 minute și mai vrea să mai facem o probă, să mai auzim o dată, eu singur cu Vornicu în sala mare a teatrului din Brașov, și la un moment dat mi-am dat seama că nu mai putem repara nimic. Și Vornicu a zis, ce facem? Și eu zic, dăm drumul. Și ne-am așteptat în seara și am zis, dă-i drumul. Și am intrat în emisie. A fost ceva extraordinar. Nu știu dacă veți revedea chiar aceste momente, dar am căutat să vă aducem dumneavoastră aminte și mai ales telespectatorilor de această perioadă în care ați fost în comitetul de organizare al Cerbului de Aur și o facem chiar acum cu niște imagini. Crișan, directoarea Școlii de Artă Populară din Brașov. Pot să spun și constat cu plăcere o creștere a calității edițiilor acestui festival. Nicolae Alexandru, student în alul 4 la Facultatea de Tehnologie a Construcțiilor de Mașini din Brașov. Am urmărit acest festival în cele 4 seri în care s-a desfășurat și concluzia la care am ajuns este că festivalul a dat dovadă de o deosebită ținută artistică. Interpreții au dovedit o pregătire deosebită, arătând prin aceasta faptul că au acordat o mare importanță festivalului. De asemenea, acest festival a reușit să pună în evidență în muzica românească bună, în întreaga Europa, în lumea întreagă. Așa a fost. Și atunci cu Vornicu am descoperit că există și un Dumnezeu al televiziunii. Când cele mai complicate împrejurări, în ultimele secunde,
un Dumnezeu al terminului ne salva și porneam în tranziție. Și până la urmă lucrurile ies pâine. Și nu se întâmpla absolut nimic. Niciodată n-am bănuit că va fi atât de exactă televiziunea cum era atunci și noi până în ultima clipă muream de frică să nu se întâmple ceva și nu s-a întâmplat nimic. Există un Dumnezeu. Vreau să vă mai spun că festivalul a fost nu numai un eveniment național, a fost într-adevăr un eveniment internațional. S-a bucurat de o audiență extraordinară, de un sprijin al administrației de stat, cum nu cred că vă veți mai bucura vreodată, deși vă doresc să se întâmple așa ceva. A fost o larghețe în a sprijini cu fonduri importante acest festival, cu premii importante. Au fost aduse marile vedete ale timpului, vă spun, marile regine și mari regi ai muzicii timpului, și care s-au simțit bine, care au făcut declarații extraordinar de frumoase despre România. A fost o sărbătoare românească și a fost lansată galeria de frumoase, atunci aveau 18, 19, 20, 21 de ani, fete și voci ale muzicii românești. Avem și câteva poze din acea perioadă și o să curgă chiar acum pe ecran și le putem vedea. Sunt poze din perioada și de pregătire a Cerbului de Aur. Da, spuneți-mi... Asta e primul mare premiu. Tereza Steinmetz, o elvețiancă. Vă amintiți foarte bine, nu? Da, acea perioadă. Sigur, ca și cum ar fi fost ieri. Da. Am avut și evenimente mari de tot. Legate de un cântăresc care era foarte tânăr atunci și n-a luat niciun premiu și trebuia să ia un premiu și să încheiase festivalul și am dat un premiu, am inventat un premiu al criticii muzicale de față acolo și m-am urcat pe masă în restaurantul din Brașov, am anunțat premiu și el a venit și era frumos, elegant, puș, tânăr și se numea Iglesias. Da, știm asta, că într-adevăr Iglesias ne-a onorat cu prezența la Cerbul de Aur pe vremea când... Nu lăsa deloc impresia că va ajunge marele cântăresc de astăzi. Da, când va fi în brațele unui showbiz adevărat. Da. Dar spuneți-mi, mi se pare mie sau n-ați mai fost de mult la televiziunea națională? N-am mai fost de mult. Așa se întâmplă cu toți care au pus bazele televiziunii. Sunt uitați pe drum și eu, având dezavantajul să trăiesc mai mult decât trebuie pe semne, cei care sunt azi la televiziune, cred că am sucombat, dacă vin din veacul trecut, vedeți și festivalul ăsta era aproape de jumătatea veacului trecut. Dar îmi face plăcere să viu, pentru că aici, în studioul în care ne aflăm aici, răspundeam și de studiouri, am turnat, și bine spus, primul serial de televiziune Mușatini și al doilea mare serial de televiziune Mihai Viteazu, cu, vă spun, cu desfășurare extraordinară și am făcut și primele probe de televiziune color la Mihai Viteazu aici. Practic în perioada 69-77, când ați fost redactor șef adjunct și apoi redactor șef al redacției culturale a televiziunii române. Pe atunci radio, televiziunea română, ați inițiat și ceea ce se numește Teatrul Național de Televiziune. I-am dat și numele și aveam în fiecare marți seara o premieră la ora 8 seara, fugea lumea pe stradă, acasă, să nu piardă premierele. A fost foarte frumos. La un moment dat a izbucnit un scandal în Consiliul de Administrație, cu blocase în studiourile și tot aveam piese și să alte direcții din televiziune se plângeau că devenisem așa insuportabil pentru că ocupam studioul și am fost denunțat că aveam în portofoliu 17 premiere și eu tot mai chinuiam studioul. Trebuie să vă spun ceva, da. O confesiune, tocmai datorită faptului că ați fost denunțat că aveați multe premiere, noi la aproape fiecare ediție a emisiunii Confesiuni dedicată unui actor ne folosim de Teatrul Național de Televiziune, de imaginile din Arhiva Teatrului Național de Televiziune și asta se datorează și dumneavoastră și pentru asta vă mulțumim. Să fie păstrate, pentru că sunt spectacole absolut remarcabile, făcute cu mari regizori.